doresc în acest film să fac o mini-recensie la mașina mea, un Opel Mokka din 2016. Este versiunea pe benzină, cu tracțiune integrală. Eu am montat chiar de la dealer, am montat și o instalație GPL. După cum se vede aici, sunt undeva la 20.000-50.000 de kilometri și cred că unele lucruri ar trebui spuse pentru a fi de ajutor și celor care ar dori să-și comande noul Mokka X sau eventual să găsească această variantă de Opel pe care o am și eu de la un prieten sau undeva, deci în versiune second hand. Voi începe cu consum, pentru că foarte mulți m-au întrebat, dintre prieteni, foarte mulți m-au întrebat, domne, cât consumă? E 4x4, tracțiune permanentă, cât consumă? Ei bine, hai să vedem, rețineți, vă rog, că eu merg, fac un plin de gaz, un plin de gaz înseamnă cam 27-28 de litri, cu un plin de gaz merg în jur de 280, între 280 și 320 de kilometri și vorbesc aici de trafic de București. Sigur, nu merg întotdeauna în fiecare zi bară la bară, dar sunt zile în care fac de la servici până acasă poate și 3 sferturi de oră și atunci consumul, bineînțeles, va fi mai mare, dar mai ajung și seara, mai plec dimineața foarte devreme, drumul este mai liber și atunci consumul cumva se echilibrează. Deci haideți să vedem. Se vede, pe ultimii aproape 14.000 de kilometri am un consum de 1,4 la o viteză medie de 34,4 km pe oră. Pe 20.000 de kilometri, adică aproape de kilometrajul pe care l-am stocat și l-am păstrat de când am luat mașina, am un 1,5 cu o viteză medie de 33,2 km pe oră. Cum am spus, rulez și pe benzină și pe gaz. Mai mult merg pe gaz, merg un plin de gaz, să zicem un 300 de kilometri, apoi merg cam 100-150 de kilometri pe benzină. Despre mașină ce să zic? Eu sunt destul de mulțumit, o pot compara cu un Logan pe care îl mai am în familie, dar și cu un Kia Sportage, versiunea anterioară, deci versiunea din 2015. Opel Mokka este desigur mult peste Logan, aproape că este incomparabil. Însă ca spațiu interior, cred că se poate asemăna cu Loganul. La frânare este peste Logan, deci frânează mult mai bine ca Loganul. Are discuri de frână și pe față și pe spate. Însă, din păcate, sau poate că mi se pare mie, Sportage-ul este peste Mokka, la cel puțin la frânare. Mokka are tendința de a începe frânarea, frânează, și mie personal, ca șofer, îmi dă senzația că nu frânează așa cum ar trebui. Sigur, am fost în service, mi s-a spus că totul este în regulă și este în regulă, mașina frânează, să nu credeți altceva, dar Sportage-ul frânează mult mai bine. Să zicem, în procente, frânează poate cu un 20, 25, poate 30% mai bine. Ceea ce, nu știu, este important. Însă eu m-am obișnuit cu mașina, n-am fost niciodată în situație să lovesc pe cineva sau, Doamne ferește, alte probleme să le fi avut din cauza frânării. Însă a trebuit să fac această comparație, este cumva subiectivă și cam ăsta este verdictul meu. Acum, ca plastice la interior, mașina stă destul de bine, nu s-a zgâriat nimic, nu s-a rupt nimic, volanul este dintr-o piele foarte fină. Mă așteptam, am avut un Fiat Linea înainte, mă așteptam să se agațe, să se zgârie, să ceva, absolut nimic, este totul în regulă. Sunt totuși niște greierași prin bord, ceva de genul, se mai aud, se mai așa, dar asta cam apare cam la orice mașină. Nu vreau să compar iarăși cu Loganul, pentru că aici Opel Mokka este mult superior. Cutia de viteză este în șase trepte, are cumva tendința, poate tot așa e o chestie subiectivă, are cumva tendința de a agăța în treapta întâi și a doua. Vedeți?
a treia, a patra merg foarte bine, a cincea, a șasea, niciun fel de problemă, mașarierul de asemenea, fără niciun fel de problemă. Am senzor de parcare și pe față și pe spate, tocmai a pornit senzorul de pe spate. Eu fiind pe gaz și rulând, să zicem, în majoritatea timpului pe gaz, acest buton de start-stop, nu mai țin minte exact cum îi spune la Opel, eu îl țin dezactivat. Vedeți, el când pun cheia în contact și doresc să pornesc cu mașina, această funcție se activează. E bine, eu rulând pe gaz, întotdeauna când mă sui în mașină, o dezactivez pentru că deși sistemul acesta start and stop este compatibil cu instalația de gaz și cu motorul, totuși, din ce am mai citit și ce am văzut pe YouTube, nu se recomandă. Nu se recomandă folosirea. Sigur, atunci când merg cu mașina exclusiv pe benzină, funcția o las activată. Dar când merg pe gaz, eu o dezactivez, nu mă deranjează. Când mă sui în mașină, s-a format aproape un reflex, am oprit și plec. Spațiu la picioare, ce să vă spun, eu sunt puțin mai înalt, am cam 1,94 m înălțime. Spațiul la picioare este suficient, este ceva mai puțin spațiu decât în Logan și decât în Sportage, dar pentru mine este ok. În spatele meu, așa cum stau eu în această poziție, în spatele meu poate să mai stea o persoană adultă, în condiții destul de bune. Locul de alături este, bineînțeles, reglabil. Totul este absolut în regulă. Ca probleme pe care le-am avut cu mașina în acești 20.000 de kilometri, pot să spun așa. Am schimbat, desigur, pe garanție și aici vreau să le mulțumesc echipei, vreau să mulțumesc echipei de la Rădăcini Motors din Militari, de pe Bulevardul Iuliu Maniu, pentru amabilitate și pentru promptitudinea de care au dat întotdeauna dovadă când m-am dus la ei cu o problemă, reală sau, hai să spunem, închipuită. Ca probleme, am schimbat pe garanție, cum spuneam, discurile de frână pe față, pentru că undeva pe la vreo 6.000-6.500 km a apărut oarecare o valizare care m-a deranjat destul de mult la frânare. Problema a fost identificată, s-au făcut toate demersurile, s-au schimbat discurile. Apoi undeva pe la vreo 18.000 am schimbat o flanșă de amortizor, de la amortizorul dreapta față și cam atât. M-am uitat când am ridicat mașina pe elevator, m-am uitat puțin pe sub mașină, sunt aici colo niște pete mici de rugină pe basculă, pe braț, pe nu știu ce, absolut nicăieri. Gen praguri, uși, aripi, fețe de uși și așa mai departe. Sigur, nici mașina nu are foarte mulți kilometri, 20.000, nici vechime foarte mare, cam un an jumătate, dar aceste mici, hai să spunem, puncte, pete de rugină apărute pe elementele de tracțiune și de susținere ale mașinii sunt normale, le-am văzut și pe Sportage, le-am văzut și pe Logan, le-am văzut și pe Duster, deci nu cred că este o mare problemă. O să încerc oricum în această primăvară, în această vară, să dau cu puțină vaselină sau cu puțin ulei în zonele respective și apoi prin acțiunea prafului, etc., zona respectivă să se închidă cumva. Bine, este o soluție moștenită de la Dacia 1300 de acum 20 de ani, însă se pare că este destul de eficient. Nu o să fac o prezentare a mașinii, mulți dintre voi cred că au văzut tot felul de prezentări ale mașinii pe YouTube, pe site-uri oficiale, pe showroom-uri și așa mai departe. Vreau doar să vă arăt cum se aude mașina la pornire. Ea pornește întotdeauna pe benzină. Apoi când motorul atinge o anumită temperatură, cred că în cazul meu vreo 30 sau 40 de grade, nu mai știu exact unde a fost setată valoarea, trece automat pe gaz. Apoi o să ridic capota și o să vedem cum sună motorul și sub capotă, pe gaz și pe benzină. Deci hai să pornim. Îmi place la mașină că motorul este dotat cu turbină, deci turbo. Este un motor de 1.4 litri,
Însă cu această turbină atinge undeva 140 de cai. Nu sunt un, vitezoman, nu sunt un împătimit al, hai să zicem, al racingului, al cursei sau ceva. Însă la nevoie, dacă bași piciorul în accelerație, mașina trage foarte bine. Sincer să fiu, trage mai bine decât Kia Sportage. La Kia Sportage am un motor de 1.6 litri, 136 de cai, cu injecție directă, deci fără turbo. Iar Moca trage mai bine. O să ziceți, păi da, dar e o mașină puțin mai ușoară. Nu știu dacă e o mașină mai ușoară, nu știu dacă e o mașină mai mică. Mai mică poate că este. Undeva un 7, 8, 10 cm. Mai ușoară nu-mi dau seama. Dar pot să vă spun că într-adevăr trage foarte bine. Trage foarte bine și pe gaz, trage foarte bine și pe benzină. Diferența între cele... între cele două propulsii, pe gaz și pe benzină, să știți că este destul de mică. Este totuși sesizabilă, pe gaz nu este, mă rog, ca pe benzină, însă este, cum spuneam, aproape insesizabil. Haideți să vedem cum sună motorul și de afară. Nu știu dacă acest consum instantaneu în staționare, fără aer condiționat pornit, de 0,6 litri pe oră este cel corect, fiindcă acum sunt pe gaz. Dar să zicem că este destul de corect. Am fost întrebat de asemenea dacă sunt mulțumit de mașină. Da, desigur, sunt mulțumit de mașină. Aș cumpăra-o din nou? Da, cred că da. Să zicem pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este, nu știu, o mașină foarte veche și de care aș fi complet nemulțumit, iar 10, să zicem, ar fi o mașină pe care mi-o doresc, pe care mi-o doresc mai mult decât pe aceasta, un Kia Sportage modelul nou. Să zicem că aș fi undeva cu o notă, undeva un 7,8, cam așa. Eu consider-o pe Moca o mașină relativ mică. Portbagajul este micuț, habitaculul este de asemenea micuț. Vorbesc din punctul meu de vedere, este o părere absolut subiectivă. Este mai degrabă o mașină de damă, dar este o mașină de oraș foarte bună, e o mașină fâșneață, e o mașină cu care te poți băga cu ușurință, să spunem, să te poți strecura cu ușurință prin aglomerație, fără a încălca legea, desigur. Este o mașină pe care o poți parca relativ ușor, pentru că este mai îngustă decât și mai scurtă decât și decât Loganul modelul nou și decât Kia Sportage. Dotată cu senzori de parcare și pe față și pe spate, sunt niște versiuni care au și cameră de mașarier. Cam aici m-aș opri cu acest review. Vă doresc să faceți o alegere foarte bună în achiziționarea viitoarei voastre mașini. Și vă invit să faceți like, share și subscribe la canalul meu de YouTube și să ne întâlnim și cu alte recenzii. Toate cele bune! La revedere!